Bună! Eu sunt Ramona, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vă arăt o rețetă foarte simplă, cu puține ingrediente, foarte ușor de făcut. Voi pregăti o supă de roșii foarte gustoasă. Secretul acestei supe constă în calitatea roșilor. Încă mai sunt roșii gustoase în piețe, unii dintre voi cei mai norocoși poate că aveți în grădină. Nu recomand să pregătiți rețeta cu roșii din supermarket, roșii din acelea care n-au niciun gust. Nu cred că rezultatul va fi unul satisfăcător. Ingredientele folosite sunt următoarele: 600 de grame roșii, 200 ml apă, 50 de grame ardei, 30 de grame roșii în ulei, o lingură fulge drojdie inactivă, o jumătate de linguriță sare. Pentru o culoare mai intensă folosiți ardei roșu, eu acum am avut doar verde, probabil supa mea va avea o culoare mai spre portocaliu. Pun la fiert roșiile, ardeiul, sarea și apa. Acoperă la capac și pun totul la fier pe foc mediu. Iau ăla de pe foc și o las deoparte până când se mai răcește. Apoi pun totul în blender și mixez bine. Mie îmi place să mănânc supa asta cu semințe de corticate de cânepă deasupra, însă merg foarte bine și plutoane, fiecare după preferință. Sper că v-a plăcut rețeta, m-aș bucura foarte mult să dați acestui clip un like și un share. Dacă nu v-ați abonat încă, vă invit să o faceți și să apăsați pe clopoțel pentru a activa notificările. Noi ne vedem data viitoare! Pa, pa!